Prevalența tulburărilor de identitate de gen este în creștere la nivel global. Conform DSM-5, prevalența disforiei de gen este de 5 până la 14 la 1000 de adulți născuți băieți și de 2-3 pentru adulți născuți fete. În România nu există statistici în acest sens. Asociația Accept estimează că există minimum 60.000 de persoane transgen, ale căror nevoi sunt abordate de sistemul medical în mică măsură. Disforia de gen a fost considerată tulburare de identitate de gen în DSM-4, apoi s-a schimbat denumirea în disforie de gen, așa cum figurează în DSM-5, manualul de diagnostic și statistică al tulburărilor mentale a 5-a ediție, un instrument de diagnosticare al Asociației Americane de Psihiatrie. Redenumirile se fac de-a lungul timpului pentru modalități care țin așa mai degrabă de corectitudinea politică și de scăderea stigmei, cum spuseați mai devreme, dar cumva și de creșterea accesibilității la serviciile de sănătate. Disforie, acum este așezată ca disforie de gen, ca diagnostic. Disforia este un simptom emoțional al dispoziției. Și pentru că de multe ori persoanele cu tulburare de identitate de gen ajung într-o zonă de dispoziție labilă și la risc, trăind disforic atribuirea unui gen pe care nu și-l asumă, probabil că acesta a fost unul dintre motivele pentru care, pentru a fi mai sensibil la dificultățile acestor persoane, s-a ales această categorie de a pune diagnosticul. Disforia de gen este un diagnostic care se stabilește pe seama unor declarații pe care copilul sau adolescentul sau adultul tânăr le face și care, sigur, sunt întărite prin declarațiile celor din jur și sunt întărite și prin trăirea pe care omul o are și pe care o vezi în acord cu discursul. Pentru că dacă cineva îți spune că nu îi place să fie în corpul lui și și-ar dori să facă anumite modificări, o face cu o anumită dispoziție care se traduce în mimica și pantomimica individului și de acolo găsim suportul pe care să ne îndreptățim către demersul diagnostic de mai încolo. Dar spuneam că pentru copil și pentru adolescent lucrurile sunt cu atât mai sensibile cu cât adolescența, creșterea, dezvoltarea copilului este una care poate aduce prin normalul evoluției momente de vulnerabilitate și de ambiguitate a trăirii și de ambivalență a trăirii. Și atunci, pentru că sunt foarte multe informații pe care tinerii din ziua de astăzi le au la dispoziție prin intermediul media, prin internet, e foarte ușor, și asta este situația cea mai dificilă specialistului de sănătate mentală, să poată să facă deosebirea între atribuirea, așa ca definiție, a unor trăiri pe care adolescentul derutat, labil în evoluția lui despre sine, despre corp, despre creșterea lui somatică, le poate avea la un moment dat, și ceea ce înseamnă real un diagnostic. Un copil care nu este atât de dibaci în relațiile sociale ar putea foarte ușor, dacă nu are alte abilități sociale, nu neapărat învățate, ci cumva trăite în mediul lui familial, să găsească foarte ușor la îndemână să spună că este aromantic sau asexual sau gender fluid, pentru că îi se pare că se potrivește în această definiție. În plus, faptul că la noi, aici, în zona asta de lume, a vorbi despre sexualitate rămâne să fie încă un subiect tabu, este foarte greu adolescenților să își scrie o lecție corectă despre sexualitate atunci când ajung să experimenteze, să trăiască
diferite senzații în corpul lor, dar pe care nu au de ce să le lege, pentru că nu se vorbește despre asta, pentru că nu e voie, pentru că e urât, pentru că, Doamne ferește, să facem ore de educație sexuală la școală. Și atunci, când firește, adolescentul se va îndrepta către grupul de vârstă pentru a-și valida propria valoare și semnificație și acolo îi se scrie într-un mod neașteptat. Neașteptat poate să însemne și bun și rău. Lecția despre corp și despre identitate și despre rolurile de gen poate exista un risc foarte mare venind peste un adolescent vulnerabil ca lucrurile să fie învățate distorsionat. Și atunci, încă o dată, specialistul de sănătate mentală, dincolo de a face, de a accepta nevoile celui din fața lui, face și această evaluare, dar în contextul mai larg al aspectelor de evoluție și de dezvoltare. Pentru că, sigur, să știți că există multă presiune din partea asociațiilor care sprijină persoanele LGBTQ+, în tranziție și în reașezarea lor în identitatea dorită. Există multă presiune pe specialiștii de sănătate mentală să dea avize și acorduri pentru diferite procedee chirurgicale sau medicale. În ultimii ani, odată cu creșterea adresabilității la specialiști, numărul cazurilor de disforie de gen a crescut. În Marea Britanie, aceasta s-a dublat în 5-6 ani, iar în Toronto, numărul a crescut de 4-5 ori în 30 de ani. Ce protocol există în România? Niciunul. Ce protocoale folosește fiecare specialist de sănătate mentală, ce a cercetat el din țările străine și ce i s-a părut că este interesant acolo. Eu m-am dus și am vizitat în 2019 Spitalul Mosley la Londra și mi-am dorit să cunosc acolo colegii din echipa care lucrează în zona asta și am avut un schimb de experiențe într-o vacanță londoneză a mea, care nu era neapărat o vacanță de lucru, dar am condimentat-o cu exercițiul ăsta și am aflat că și acolo, deși există protocoale destul de clare pentru ca toată lumea să facă la fel, fiecare caz este abordat individual și nu sare nimeni la 16 ani să facă chirurgie reconstructivă. Și că și acolo se așteaptă, după lungi evaluări psihologice și psihiatrice și de endocrinologie și de genetică, se așteaptă și se amână de cele mai multe ori momentul unei decizii medicale care ar putea să fie la un moment dat irreversibil. Pentru că lucrul cel mai trist legat de disforia de gen și de tulburarea de identitate de gen, atunci când apar tulburările comorbide, adică depresia, gândiți-vă că o persoană care crede că este altceva decât cred ceilalți că este și decât s-a atribuit prin aspecte care nu sunt stereotipe, ci sunt standardizate. Și aici este o diferență de conceptualizare. Nu este, sau poate să fie un stereotip să socotești că femeile poartă părul lung și bărbații poartă părul scurt. Deja societatea modernă nu mai socotește un standard din aspectul legat de aspectul fizic. Dar există un standard legat de caracterele sexuale secundare care nu este stereotip, este standard. Adică este ca genul proxim într-o definiție. Și atunci ce nu încape dezbaterii acestui mod de a explica atribuirea genului din punct de vedere al specialistului de sănătate mentală se duce înspre explorarea unei tulburări de gândire. Și aici sunt lucrurile grele de stabilit în orice fel de tulburare cu care psihiatrul se confruntă la un moment dat. Adică să poți să deosebești o tulburare care nu este foarte prevalentă, deși în toată lumea se vorbește despre creșterea incidenței. Odată cu accesul la informație, odată cu accesibilitatea la serviciile de sănătate mentală, nimeni nu exclude
pentru că, pe de altă parte, e o certitudine că a crescut incidența acestor tulburări, dar pentru a ajunge să poți să pui diagnosticul, este necesar să faci foarte multe diagnostice diferențiale, printre care și a unei tulburări de gândire. Și atunci, de asta este foarte dificil psihiatrului de copii și adolescenți să ajungă, așa, dintr-un pocne de degete, să avizeze și, pe de altă parte, nici măcar nu este responsabilitatea psihiatrului de copii să avizeze tratamente de o anumită natură, ci, din contră, treaba psihiatrului este să arate dacă acele comportamente, manifestări, emoții, nu sunt mai bine justificate de o altă tulburare. De fapt, să exclude diagnosticele diferențiale. Și după ce au fost excluse diagnosticele diferențiale, parcursul să fie cel care este ghidat de ghidurile terapeutice din întreaga lume. Iar pentru copii și pentru adolescenți, din condiții morale și etice, lumea este destul de rezervată peste tot în lume. Studiile internaționale arată că persoanele cu disforie de gen au o prevalență mai mare a anxietății, depresiei și somatizării în comparație cu populația generală. Riscul de suicid este de 26 de ori mai mare față de populația generală.